O pereche recent căsătorită s-a mutat într-un cartier foarte liniștit. În prima dimineață, în noua casă, în timp ce își savurau cafeaua, femeia observă, privind pe fereastră, o vecină care își întindea cearșafurile în balcon. Ce cearșafuri murdare întinde vecina noastră în balcon? Cred că are nevoie de un nou săpun? Sau poate că ar trebui să o învăț eu să-și spele cearșafurile? Soțul ei o privi și rămase tăcut. Și tot așa, la fiecare două sau trei zile, femeia repeta observațiile în timp ce vecina își întindea rufele la soare. După o lună, femeia a rămas foarte surprinsă văzând că vecina întindea cearșafuri mult mai curate. Privește! A învățat să spele cearșafurile. O fi învățat o altă vecină? Soțul ei îi răspunse: Nu. Azi m-am trezit mai de dimineață și am spălat eu geamurile casei noastre. Și în viață este așa. Totul depinde de curățenia ferestrei sufletului nostru, prin care observăm faptele. Înainte de a critica, potrivit ar fi să ne verificăm și să ne curățăm sufletul. Atunci am putea vedea mai clar puritatea sufletească a celorlalți.